Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live! Astăzi vom discuta despre victoria pe care a obținut-o FCSB, victorie cu care FCSB se distanțează din nou la 10 puncte de principala urmăritoare în acest moment. Rapid, sigur, nici CFR Cluj nu este departe de Rapid, dar locul al doilea este ocupat în acest moment de echipa lui Cristiano Bergodi. Vorbim și despre succesul pe care Craiova l-a obținut, un succes important pentru o poziție cât mai bună în play-off, victorie cu Petrolul în deplasare. Și vom vorbi foarte mult și despre ce se întâmplă în privința pregătirii antrenorilor din România. Pentru că alături de noi, în premieră, aici la ProSport Live, este Lucian Burchel, șeful școlii de antrenori din România. Bună seara, domnule Burchel, bine ați venit! Bună seara, bună seara tuturor! De asemenea, alături de noi în studio este redactorul șef de la ProSport, Andrei Trifan. Salut, Andrei, bine ai venit! Bună seara! Cum merge cu această activitate, care sigur este foarte importantă? Încercăm să profesionalizăm cât mai mult această breaslă a antrenorilor. Sunt foarte multe lucruri în acest moment care se schimbă în această activitate de antrenor. Lucrurile sunt într-o continuă schimbare, în Europa mai ales. Și atunci trebuie să păstrăm așa un nivel cu restul fotbalului european. Da. Pentru noi este foarte important la momentul de față să ridicăm nivelul de pregătire al antrenorilor. Pentru asta am avea de vorbit destul de mult, dar ca idee, ca un rezumat, ar fi bine ca toată lumea să știe că în România, în special în România, pentru a ajunge să antrenezi la un nivel al fotbalului, care ar fi el, că este fotbal de bază, că e fotbal amator, că e fotbal de elită, juniori, cum sunt, eu știu, cluburile care au academii de elită, sau un fotbalul profesionist, ai nevoie de calificarea de antrenor, calificarea pe care o obții în urma studiilor pe care le faci la Facultatea de Educație Fizică și Sport, programe de studii care te califică ca antrenor de fotbal sau în școli post-liceale. E o diferență de calificare, de nivel de calificare. Școlile post-liceale califică antrenori asistenți, nicio legătură cu funcția de antrenor secund la o echipă. Ăsta e nivelul, pentru că lucrează 2 ani, învață 2 ani, iar facultățile califică antrenori plini, să spun așa. După care acești antrenori urmează sistemul de licențiere UEFA, să spunem o supra-specializare, și e de știut și de înțeles pentru toată lumea că poți semna un contract de activitate sportivă sau de muncă doar dacă ești calificat ca antrenor și dacă te ții licența UEFA necesară pentru nivelul la care doresc să activeze sau ești invitat să antreneze. Andrei, de multe ori se spune că nivelul antrenorilor în România în continuare este totuși mai scăzut decât al antrenorilor din Europa și acesta ar fi un motiv pentru care, dar nu numai în fotbal, chiar și în alte sporturi în care am fost foarte puternici, în handbal sau în gimnastică, acesta ar fi un motiv pentru că antrenorii de la noi nu au reușit să țină pasul cu nivelul la care s-a ajuns în privința antrenorilor din Europa. Da, cred că în fotbal, paradoxal, deși poate performanțele sportive generale nu au fost așa, în cel puțin în ultimul deceniu, atât de spectaculoase, totuși reușim să aducem un număr de antrenori destul de important în străinătate, e adevărat, nu în campionatele foarte puternice. În alte sporturi, în schimb, chiar sunt, le poți număra antrenorii români care antrenează în alte țări pe degetele la o mână. Adică în afară de, nu știu, un antrenor de la volei sau un antrenor care e plecat la gimnastică prin Olanda, nu-mi vin acum atât de multe nume de antrenori în alte sporturi. Plecând în fotbal, într-adevăr, în zona arabă și în zona asta, cumva, Turcia, Grecia, unde fotbal se trăiește cumva ca la noi, știi? Adică cu patron pătimași, care se mai implică uneori chiar și în activitatea de zi cu zi a tehnicienilor respectiv, reușim. În schimb, în țările foarte puternice, întotdeauna m-am întrebat și asta am o curiozitate, poate reușește domnul Burchel să ne aducă așa puțină lumină în zona asta, de ce câțiva antrenori români care au demonstrat la echipe de club, și aici mă refer punctual la un Răzvan Lucescu, la Cosmin Olăroiu, da? Nu au reușit să pătrundă în lumea bună a fotbalului mondial,
în contextul în care vedem antrenori care și la ei se schimbă totuși cu o viteză destul de importantă, da? Fără CV-uri deosebite, unii dintre ei abia au terminat, să spunem, școlile respective de antrenori din țările în care activează, unii dintre ei foști mari jucători adevărat, dar nu toți, care primesc șanse. Adică nu țin minte care e ultimul antrenor din generația, să spunem, tânără, după Lucescu, să spunem, Belloni, Rednic, cam acolo s-au oprit exemplele de antrenori care să facă treabă de la noi. Este o problemă partea asta a limbii engleze pe care unii dintre ei n-o stăpânesc, știu că a fost în cazul lui Victor Pițurcă. Metodele pe care le folosesc poate sunt considerate învechite sau nu tocmai moderne. Aș vrea să-ți aduc aminte că Unai Emery a devenit faimos în Anglia cu good the Benning. Da. Good the Benning, da. Adică sunt antrenori care ajung la cel mai înalt nivel, la Arsenal sau la Aston Villa, în cazul lui Unai Emery, care nu sunt foarte buni, foarte dezinvolți în limba engleză, dar totuși reușesc să... Unai Emery avea în spate totuși câteva trofee. E adevărat. Nu, dar apropo de limba engleză, mi-a venit imediat în minte momentul ăsta. Da, e adevărat, nici Van Gaal nu avea, sau Wenger, cum îi spun unii, nu avea o engleză strălucită la început, adică era, cum să spun, foarte bine cunoscut accentul și modul în care se exprima. Franceza lui cu un pic de engleză. Cu un pic de engleză, da, exact. Dar de ce nu reușesc antrenorii români să străpungă zona asta, care cred că ne-ar aduce avantaje din toate punctele de vedere? Adică poate ar aduce și niște jucători români în cluburile unde sunt, poate ar atrage atenția și asupra altor antrenori români. N-aș putea să spun lucrul ăsta, îl știu și pe Cosminul Roiu, l-am urmărit des, mi-a plăcut foarte mult perioada în care a antrenat la Steaua, foarte mult mi-a plăcut cum arăta echipa Steaua. Și dacă stați bine să ne gândim, dacă stăm să ne gândim, după ce a plecat, el a venit ucraineanul, da, Oleg Protasov. Care Oleg Protasov a prins echipa Steaua cu o fază defensivă extrem de bine pusă la punct și din faza aia defensivă a dat libertate jucătorilor și a ieșit un joc extrem de spectaculos. Însă, dacă te uiți cu ochii specialistului, toată faza lui ofensivă, lui Protasov, a fost clădită pe ceea ce Oli a reușit să implementeze la nivel defensiv. Mai ales la nivel defensiv. Știu și că Răzvan este un tip foarte, foarte, foarte studios, e un autodidact, învață foarte mult, citește foarte mult. Am avut odată ocazia să călătoresc cu el și citea o carte scrisă de Guardiola pe acel drum. Adică și, în orice moment, probabil. Exact. Și nu numai cărți scrise de antrenori, ei studiază reviste internaționale, în care se discută mult despre tactică, ultimele noutăți, sunt bine puși la punct și nu e o problemă pentru ei o limbă străină. Da, să spun. Ce se pare, Andrei, că atunci când vorbește Marius și Mudică în portugheză, că și tu știi portugheză? Deși credeai că nu știi portugheză. Este o situație acolo la și Mudică. În schimb, în Turcia, crede-mă, cred că vorbește cel mai bine portugheză, Marius și Mudică, apropo de asta. Dar revenind la Răzvan, e adevărat, am avut ocazia să iau un interviu chiar când a fost 50 de ani și la el acasă, pe birou în Salonic. În Salonic, da. Are, cred că, și nu exagerez, 50 de cărți care sunt numai despre fotbal, de la tactică la autobiografii, la reviste de tot felul. Sunt convins, dar tocmai de asta spun, pentru că Olăroiu la fel este renumit că este un obsedat de fotbal. Toată lumea știe că la asemenea lui Gică Hagi. Uite, un alt exemplu, da? Adică sunt niște nume de oameni care unii dintre ei au demonstrat ca antrenori, alții au avut cariere extraordinare de fotbaliști. Apropo de Gică Hagi, este fost jucător la Real Madrid și la FC Barcelona și niciodată, sunt un om care citește zilnic de 15 ani toate zilele din Spania importante de sport, nu am văzut o singură dată să fie numele lui Gică Hagi trecut între posibilii succesori ai vreunui antrenor. Că a fost vorba de Ernesto Valverde, că a fost vorba de Tata Martino, că e vorba de Xavi, că e vorba de oricine, la FC Barcelona s-a luat măcar o dată în calcul să fie trecut acolo pe listă. Și Gheorghe Hagi, care totuși a fost selecționerul României, acum are un titlu cu Faro, ok, campionatul României, două titluri, două titluri și cu Viitorul, corect. Da? Deci
ceva, e o chestie care ține mai mult de faptul că, nu știu, suntem români, că până la urmă ajuns să te gândești și la chestia asta. Nu, nu cred. Eu cred că așa cum scouterii care caută jucători pe care să-i propună în țări, eu știu, pentru contracte, jucători români, nu reușesc întotdeauna să ducă jucătorii direct în top elită 5 campionate, așa și scouterii care se ocupă de găsirea de antrenori, care se ducă la echipe mari, se uită la nivelul jucătorilor, la nivelul campionatului, la cât de valoros e campionatul, la ritmul de joc, la toate lucrurile. Deci, eu cred că toți antrenorii de la noi, de la Liga 1, au potențial. Dacă vorbim despre Olăroiu și despre Răzvan, deja ei sunt la alt nivel pentru că sunt de succes, Olăroiu este de succes în zona arabă, iar zona arabă, cred că toată lumea începe să vadă că valorii, că jucătorii sunt... Dar nu numai jucătorii, și antrenorii. Și antrenorii, nivelul se ridică din cauza că oamenii, datorită investițiilor mari care se fac, deci nivelul acolo se ridică, ei răspund bine la nivelul respectiv. Ce pot spune, adică ce nu pot spune, nu pot spune nimic despre oferte, pentru că și Răzvan e un discret și nu iese în presă, și Cosmin e un discret. Ce știu, știu despre Gică, că a avut oferte foarte consistente, nu pot să-mi permit să vorbesc despre asta, dar am trăit lângă el și știu lucrurile astea. Dar a refuzat oferte pentru a rămâne în proiectul lui, pentru a-l vedea pe picioare, și a refuzat oferte foarte consistente. Da, dumneavoastră ați fost timp de 10 ani șeful școlii, șeful Academiei. Spun, directorul tehnic al Academiei. Directorul tehnic al Academiei Gheorghe Hagi, și de aceea spuneți că ați trăit împreună acolo, ați văzut... De asta spun că știu despre ofertele pe care le-a avut. E adevărat. Primele 5 campionate, în primele 5 campionate îl vedem doar pe domnul Bălăni. Da. În momentul de față. Antrenorul nostru exponențial, domnul Lucescu, e, să spunem, într-o fază în care, eu știu, încă ezită să ia contracte, să mai facă ceva. Da? Și cariera lui Mircea Lucescu, pe lângă faptul că e de-a dreptul impresionantă, nu a atins apogeul profesional în aceste campionate de top. Adică experiența din Italia, în care într-adevăr a ajuns la Inter Milano, nu a fost una extraordinară decât ca experiență, dar la nivel de rezultate nu a fost cu toată conjunctura care a fost acolo, nu a fost una grozavă. În rest, Turcia, Ucraina, campionate, Rusia, campionate foarte, foarte puternice, dar nu de nivel, de cel mai înalt nivel al Europei. Exact. Ce nu putem vorbi? Nu putem vorbi despre eventualele oferte pe care le-au avut. Pentru că sunt absolut sigur că Nea Mircea a avut oferte din primele 5 campionate. Belgia, sunt absolut sigur. Da. Că au avut oferte. Apropo de această interacțiune pe care trebuie să o avem cu fotbalul european, pe de o parte, cred că la lucrul acesta, cred că la școala de antrenori se încearcă și prin invitarea de lector, nu, din fotbalul înalt. Și știu că și cursanții trebuie să petreacă o perioadă de practică, să zicem așa, la cluburi din afara României. Dacă vorbim deci despre antrenorii care trebuie să activeze la nivel profesionist, adică ai avut licența A, vrei pro, ai intrat la curs, printre obligațiile de curs, într-adevăr, e o vizită de studii, așa se numește, trebuie să fie de minim 5 zile la un club pe care îl alegem împreună, și dacă putem să facilităm accesul acolo prin Federația Română de Fotbal, o facem, trebuie să se ducă în grupe de lucru sau individual și să studieze timp de 5 zile, să studieze, să lucreze într-un fel împreună cu specialiștii de acolo, începând de la antrenorul primei echipe până la șeful Academiei, pentru a vedea, eu știu, în ce măsură conceptele de joc din Academie se transferă la echipa mare sau dacă echipa mare cu Academia are un concept comun după modelul Hagi sau după modelul Ajax Amsterdam sau Barcelona, sau au un alt tip de lucru, eu știu, formează jucători, valorifică, dar echipa mare, pentru că are un obiectiv de rezultat de cel mai înalt nivel, cum e Real Madrid,
își permite să investească și să cumpere cei mai buni jucători pentru a-i face să lucreze împreună, să câștige împreună. Dar, da, într-adevăr, la nivel de licență pro, spre deosebire de celelalte, ești obligat ca prin cerințele de curs să petreci pe cheltuiala ta cel puțin 5 zile cu 8 ore pe zi, deci cam 40 de ore de lucru într-un club care să fie totuși relativ apropiat de nivelul nostru, dar cu un nivel sau două mai sus. Nu da. Putem trimite oameni pe Ovidiu Burca ne spune aici la ProSport Live că va încerca la Ange Postecoglu, la Tottenham. Pe TV Balan l-am văzut în niște fotografii cu Carlo Ancelotti. Da, nu. Adică băieții țintesc sus, ca să zic așa. Dar nu știu, aș fi curios în perioada asta în care ei sunt primiți acolo, mă gândesc, uite cum e la Real Madrid să te primească Carlo Ancelotti, au acces efectiv și la ședințele de pregătire sau să mai degrabă cumva în interiorul clubului cu cei care se ocupă de partea asta de echipa a doua sau de academie sunt cumva într-un schimb de experiență și asta e, adică cluburile mari chiar permit accesul la metodele de pregătire pe care le folosesc? Depinde de club. Depinde de club. De exemplu, sunt cluburi din Belgia, din Elveția, care sunt foarte deschise să împărtășească. Însă în momentul în care ai intrat în club, programul este extrem de clar și de precis, ai discuții cu antrenorul, iar la discuțiile cu antrenorul se pun o sumă de întrebări și se primesc o sumă de răspunsuri care să facă lumină puțin în tot ceea ce înseamnă aranjarea ordinii în capul studentului, în special la conceptele de joc. Pentru că orice antrenor trebuie să aibă filozofia lui proprie de joc, trebuie să aibă niște concepte foarte clare, trebuie să-și definească foarte clar stilul de joc, care e pe inima lui, care cu care se poate adapta la un care club care vrea să-l angajează. Care este antrenorul pe inima noastră? Din Europa mă refer. Cel mai mult îmi place Guardiola. Guardiola. Cel mai mult îmi place. Îmi place pentru că știe foarte clar ce vrea, se și vede în teren. Pentru că știe foarte clar ce vrea și știe cum vrea să joace pentru fiecare fază a jocului, știe foarte clar ce sisteme să folosească, cum își organizează jocul și ce jucători își ia pe post. Da, credeți că, apropo de asta, Guardiola ar face față în fotbalul românesc? Și aici mă refer, dacă ar avea... Bun, nu poți să câștigi Champions League cu o echipă din Superliga, dar ar fi diferența aceasta și în fotbalul românesc? Adică nu cumva ceea ce joacă Guardiola depinde foarte mult de materialul uman pe care îl are la dispoziție? Ar putea să facă Guardiola ce face la Manchester City cu jucătorii de la voluntari? Reiau, ca principii. Reiau pe Guardiola, îl iei nu ca să-i antreneze pe cei pe care i-ai tu în club. L-ai luat pentru că omul îți prezintă ceva. Și dacă îți prezintă produsul finit, jocul pe care el îl... Adevărul că când a venit la Manchester City a schimbat tot locul. Schimbă tot. Da. De ce? Pentru că oamenii au spus să-l luăm pe Guardiola pentru noi, pentru succes și mai ales pentru oamenii din tribună care vor să vină, să se bucure, să cânte, să fie fericiți. Nu numai pentru că se câștigă meci de meci cu 1-0, ci pentru că văd fotbal de calitate. Omul știe ce vrea. Care sunt cei mai importanți lectori pe care ați reușit să-i aduceți la școala de antrenori? Suntem în plină restructurare a activității și organizarea activității. Deci, ce știm în momentul de față, știm că este mare nevoie de profesori, formatori, de antrenori. La toate nivelurile. Unde putem acoperi noi sunt nivelurile grassroots, cu oamenii pe care i-am identificat și i-am format împreună cu UEFA. Ca o paranteză, ca să predai un curs la o licență europeană, că e C, că e B, că e A, că e Pro, trebuie să ai titlul de coach educator pentru nivelul ăla. Așa se numesc ei. Nu poți livra cursul ăsta dacă n-ai parcurs un curs cu UEFA care durează 4 zile intense, în care înveți cum să livrezi cursurile pentru adulți. Pentru că nu e ca la școală și mai ales nu e cum e în sistemul nostru. Întrebare, adică profesorii spun,
ce ai de făcut și tu înveți ce spun ei. Nu, aici este altceva. Trebuie să înveți altceva. În condiția în care noi acoperim până la licența A, noi am format anul trecut 64 de coach educatori. Pentru C, pentru B și pentru A. Și acum am un colectiv de 24 cu care lucrez direct pentru centrele regionale de licențiere UEFA-B. E, pentru pro nu am identificat încă oameni foarte pregătiți pentru nivelul ăsta. Și atunci aducem din străinătate, avem deja antamate șeful școlii din Belgia, care oamenii, după cum știți, datorită muncii coordonate și clare și concise, conform unor filozofii clare de formare, au ajuns pe locul întâi în rankingul FIFA. Da. Adică 11 milioane de oameni, ca să ajungi din 11 milioane de oameni să formezi jucători și pentru 5... Și dintr-un fotbal bătrâncios cum era cel... Dintr-un fotbal pe care îl știți, în 2000, cum era. Era prăfuit, da, așa. Da, dreptatea era veagică când spunea cum îi prindeam, îi cam ardeam. Da. E, acum nu mai așa. Uitați-vă la Hazard. Hazard, bine, s-a lăsat, uitați-vă de Bruyne, uitați-vă la Lukaku, uitați-vă la toți ăștia. Așteptăm cu înfrigurare înfruntarea cu Belgia. Ăștia au urmat un drum pe care l-au construit câțiva oameni care au lucrat împreună cu universitățile lor, dar care și-au definit ce fotbal vor să joace. Și-au definit conceptele de joc. Pentru că ceea ce vrei să joci, aia trebuie să antrenezi. Și în condițiile astea, oamenii au trecut la treabă. De astfel de oameni invităm și noi în România la cursul pro. Mai mult, licențele noi, B, junior și A elită, care se referă la antrenorii care lucrează în academiile de elită începând de la 11 la 19 ani. Pentru B junior lucrăm cu școala elvețiană de fotbal, iar pentru A elită lucrăm cu școala belgiană. Anul ăsta vom face două cursuri pilot, ei predau, noi o să asistăm. Vom avea o licență la care predau ei și o altă licență la care ne asistă. Președintele Federației Române de Fotbal a zis clar, îmi doresc ca după ce trecem prin sistemul ăsta de licențiere cu cele două școli, ele să continue încă o licență și să ne dea feedback-uri permanente despre cum lucrăm noi de data asta. Ceea ce e un lucru foarte bun, pentru că în momentul de față pot spune cu convingere că în cea mai mare măsură, 80% nu știm să identificăm talentul și să-l dezvoltăm. Astea două linii trebuie să ne specializăm. Apropo de lucrul acesta, pe de-o parte dumneavoastră ați fost director tehnic la cea mai de succes academie din România, Academia Hagi, și se vorbește despre faptul că o mare, dacă nu problema esențială în fotbalul nostru, este faptul că nu știm să pregătim la cel mai înalt nivel copii, la junior, la copii, avem o problemă, așa cum spuneați, cu identificarea, cu formalea lor, poate din punct de vedere fizic, tehnic, tactic. Cum putem să rezolvăm așa ceva? Pentru că este vorba de un efort uriaș, e vorba de antrenori care acoperă toată țara, antrenori care lucrează cu copii. Da, da. Trebuie să vă imaginați cele trei nivele esențiale ale fotbalului, niveluri. Fotbalul de bază, care e un fotbal pentru toată lumea. Cred că ați auzit de termenul de grassroots. Da. Nu? Da, ăsta e fotbalul de bază. Fotbalul de plăcere. Acolo, începând de la cei mai mici până la cei mai mari, până la veterani, care fac fotbalul ăla în patru, walking football, dacă l-ați văzut, toată lumea se bucură de fotbal. Ai nevoie de profesori, de antrenori și pentru nivelul ăla. Fotbalul amator, care e cea mai mare masă de cluburi și de echipe la noi, acolo ai nevoie la fel de formatori, de antrenori care să știe să treacă de la nivelul joacă să fie între nivelul de joacă și nivelul de elită. La nivelul de elită, toate academiile care sunt clasificate ca fiind între primele 24, între primele 50 și participă la competiții de elită, e acolo fotbalul ar trebui să fie altul. Pentru că acolo antrenezi talente. Ori talentul se antrenează individual, se antrenează în grup. Trebuie să învățăm să facem lucrul ăsta. Pentru asta îi aducem pe străini. La nivel de pregătire fizică, cred că vom crește exponențial, pentru că avem și două licențe noi, europene, care au apărut anul ăsta, am fost invitați să luăm primul contact cu licența UEFA B și UEFA A Fitness for Football.
la care se lucrează 120, 140, 160 de ore pentru preparatorii fizici, unde ei învață cum să dezvolte jucătorul și echipa, atât cu minge, cât și fără minge, ceea ce va fi un mare plus. Ori, la licențele astea lucrăm direct cu UEFA. Există 12 advisori pe programele astea de licențiere. Unul dintre ei va lucra cu noi, vine chiar săptămâna viitoare la cursul pro, să asiste la curs pentru a lua un prim contact cu starea de pregătire a cursanților noștri în domeniul fitness-ului. Avem UEFA B și UEFA Pro în același timp. Și va veni și vom pune la punct foarte multe lucruri legate de ce trebuie să predăm la fiecare licență din pregătire fizică, astfel încât antrenorii noștri să învețe lucrul ăsta, să fie din ce în ce mai buni. Că suferim, acolo da, suferim. Da, da. Chiar și despre jucătorii care pleacă de la Academia Hagi la nivel înalt, la echipe cu pretenții din Superliga sau în străinătate, și despre ei se spune că au o problemă în ceea ce privește capacitatea fizică. Andrei, avem acest lider în Superliga cu o situație mai specială în privința staffului tehnic. FCSB a reușit să o bată pe Voluntari și s-a spus că intervenția antrenorului suprem a fost foarte importantă la pauză. Jocul s-a schimbat de unde conducea Voluntari la pauză cu 1-0. A câștigat FCSB cu 2-1, 3 puteri făcute de antrenorul suprem la pauză. Cum ai văzut această intervenție și... Da, dacă l-ascultai pe Elias Haralambus, antrenorul vizibil, ca să spunem așa, că eu așa am putea să numesc antrenorul vizibil și antrenorul invizibil. Așa. Antrenorul vizibil... De la războinicul luminii a ajuns la antrenorul invizibil. Da, omul care intervine, ai fi zis, știi, am avut așa o derută. Stând, am văzut meciul la televizor, prima dată tentația a fost să cred că Gigi Becali a făcut schimbările la pauză, 3 schimbări, stilul lui, echipa era condusă, schimbăm ceva, un pic haotice. Bine, primul 11 părea că e făcut cumva de Gigi Becali sau cel puțin Luis Felipe jucând Inter dreapta. În fine, la cât mă pricep eu la fotbal, nu-mi pare chiar cel mai indicat fotbalist pentru un Inter dreapta în contextul în care îl aveai ca o comparație pe Darius Solaru, măcar la nivel de capacitate de efort și la nivel de implicare, de agresivitate. Apoi l-am văzut pe Elias Haralambus, care a venit și a spus: am intrat la pauză în vestiar, le-am spus că nu avem agresivitate, știam că trebuie să schimb ceva, am schimbat. Și eram, zic, bă, uite, n-a fost antrenorul invizibil, ci chiar cel vizibil au deciziile. Ca apoi să intervină Gigi Becali și să spună: am vrut să-l schimb din minutul 25, am vorbit cu Meme, mi-a zis, deci până la urmă a intervenit Meme, cumva paratrăznetul, și a spus: lasă-l măcar până la pauză. Deci, ca de obicei... Dar a ieșit bine pentru echipă. A ieșit bine. Anghel Iordănescu a lăudat intervenția... Ba chiar mai mult, a spus că e clar în acest sezon FCSB e deja campion. Numai... Da, mie mi se pare că FCSB nu joacă bine. Are o dar valoare... Dar bine decât celălalt? Da. Decât Voluntarii... Nu, decât Rapid și CFR. Decât Rapid, da, decât CFR, discutabil. CFR și ea destul de inconstantă. Are avantajul de a avea doi fotbaliști care o salvează atunci când este greu. Darius Solaru și Florinel Coman. Au fost execuțiile lui Florinel, cel puțin golul egalizator care a venit imediat după ce s-a intrat pe teren în a doua repriză. E adevărat că și cei de la Voluntari au fost cumva apăsați, să numesc, în a doua... Parcă și altă echipă. Dar se mai întâmplă. Am mai văzut și Herman Ștadu cu Rapid, adică am mai văzut chiar și Faru cu Dinamo. În Liga 1 se mai întâmplă că atunci când ești de la vestiare să te transformi. A avut și o declarație chiar al lui Rață, că domne, am discutat noi în vestiare că o să fim foarte agresivi, că noi să lăsăm să joace și pe teren n-am fost în stare să facem mai nimic. E clar că antrenorul din fotoliu are un cuvânt de spus. E o situație atipică. Ba chiar din pat, că ne-a mărturisit că din pat. Pe de altă parte, ai văzut, cei care sunt acolo spun: domne, noi avem o contribuție decisivă. Bun, Meme Stoica spune despre Haralambu și Pintili. Jucătorii spun că îi simt pe cei doi ca fiind oamenii care iau deciziile. E greu de spus. FCSB a fost câtă vreme va fi și va fi câtă vreme va fi Gigi Becali acolo, un club aparte, din punctul ăsta de vedere.
Îl ascultăm pe antrenorul invizibil, așa cum îi spune Andrei, Gigi Becali, cu declarații oferite după această partidă câștigată de FCSB în compania celor de la voluntari, victorie cu care FCSB s-a distanțat din nou față de Rapid la 10 puncte. La mine cine pierde mingea, el e schimbat. Și acum nu, problema nu e că, domne, poți să pierzi mingea dacă driblezi. Domne, sunt în dribling și pierd mingea. Băi, mă refer la alt fel de pierderea mingii. Nu. Mă, poți să dai și pasă la adversar, că se întâmplă, am pasat greșit. Bă, dacă când stai cu mingea și o pierzi, cum a făcut șut, mai aveam puțin, îl schimbam. Și Băluță, mai aveam puțin, schimbam și pe el. Deci știți că e jucătorul meu de bază. Cum am pierde mingea în dribling. Ai avut ocazie în prima repriză. Păi am avut și bară. Deci la Coman e altceva. Și Coman, dacă o ține la picior, el poate să o ține, că nu o pierde când o ține la picior, că e greu să-l ataci. Coman, ce a făcut aseară este inadmisibil. Adică așa ceva, se poate așa ceva. Adică, bă, chiar așa, adică la primul gol să dai golul ăla din 5 pe acolo, să găsești breșa, adică e ceva de pe loc, adică e ceva inadmisibil de făcut. Felipe o să primească, mă, probabil, șanse, dar să vedem când o veni vremea, pentru că acum când e război, nu poți să-l bagi, că el nu e de război. El este de ăsta, de tricky-tricky, tricky-ricky, pierde mingea, pas la adversar, n-ai bază deloc în el. Tavi nu mai are mult și ia locul Rada Slavescu, pentru că aici e oa de luptă și de război. Tavi ia mingea, ti-ti-ti-ti-ti-ti, păi i-am spus, când am spus, după aia următorul meci a jucat bine, un meci în urmă. Acum iar a uitat. Ia Tilili, gâdele a tu mingi. Eu aș juca în pe Național Arena. Adică să fie spectacol, să fie lume, să vină lume. Și plus de asta e banii. Acolo pivoadă bani până la mai de aici de acolo vreo 3-4 de mii în plus. Că dacă echipa aia, ea e făcută bine, nu îi poate bate nimeni. Dacă ei joacă cum trebuie să joace, cu Screciu și cu Crețu la mijloc, Ivan e fotbalist, mă, cum să-ți pe banc. Ivan, ăsta, Mitriță, Bayram în dreapta, sau așa, și Marcovici atacant. Mă, nu văd cine, sunt 6 jucători de mare valoare, ce se poate să-i bate? Îi spulberă pe feroviari. Amuzant cum le spune rapidiștilor, feroviari. E spulberă pe feroviar, zice de Craiova. Dacă ar folosi echipa așa cum o desenează el, nu se abține, desenează echipa chiar și pentru... Face pentru toți patronii. Da, acum câteva săptămâni face echipa lui Adrian Mitelu, ține-o minte că îi spunea, cum, Bahasa, Bauza, tot așa, 4-5 jucători de mare valoare, tot înainte. Oricum, pare că Gigi Becali și-a, de când a apărut Dan Șucu în peisaj și Rapid a devenit o forță în Superliga, pare că și-a regăsit așa pofta de fotbal. Da, ne-a spus și el aici că îl stimulează această concurență. Se vede că e o concurență și faptul că îi numește feroviar și că îi înțeapă și pe cei de la CFR și pe cei de la Rapid când apucă, arată exact asta, că e pe de o parte și o teamă a lui că deși lucrurile s-ar el putea... spune exact invers. El zice că ok, Varga da, dar și cu încă nu. Domnule Burchel, e această idee, vedem, Anghel Iornescu spune deja că FCSB va câștiga campionatul, iese din acest meci, a fost pe stadionul pe care îi poartă numele, la voluntar și la ieșire zice FCSB n-are cum să pierdă titlul. Există această idee care circulă că dacă FCSB va câștiga campionatul în acest sezon, ar fi o lovitură de imagine și pentru școala de antrenori. De pentru ce? Că Gigi Becali face echipa, face schimbările acolo și atunci ar putea apărea în spațiu public, deși există deja această idee, dar sigur că FCSB încă n-a ieșit campioană, că dacă FCSB devine campioană cu această situație la staful tehnic, atunci, cum spuneam, pentru școala de antrenori ar putea fi o lovitură de imagine, să zicem așa. Nu. Nu sub nicio formă. Știu, la un moment dat am citit și eu niște declarații prin presă. Erau în momentele în care s-a creat acea tensiune legată de Mihai Pintili.
în care lucrurile au escaladat un pic, însă nu e niciun fel de pericol. Deci FCSB are antrenor. Îl are pe Haralambus. Îl va avea și pe Mihai Pintilii. El este la cursul pro, nu? Sigur. Nu e la pro. Nu este la licența Moldova, licența. Dar face cursurile de calificare pentru a deveni antrenor și probabil că în mai, iunie va avea toate documentele în regulă pentru a fi antrenor. Sunteți în regulă cu cei care fac licența pro în Moldova? Bineînțeles. Adică deci ei vor putea profesa aici fără nicio problemă, nu? În condițiile în care sunt calificați ca antrenor, da. Dacă nu sunt calificați ca antrenor, cluburile riscă din partea statului român controle, pentru că adică România... mă referi la faptul că ar putea să ia licența, dar să nu aibă carne de antrenor. Exact, exact. De antrenor luat în România. Exact. Cine nu are calificare și carnet, care e specifică României, și Portugalia are la fel sistemul. Dar există această discuție, scuză-mă, Andrei, că sunt antrenori străini care vin în România și care nu au parte, nu au nevoie de toate aceste calificări de care au nevoie antrenorii români. Adică există această idee de discriminare pozitivă pentru străini. Adică lor le este mai... Nu se pune problema așa. Deci un antrenor străin care vine în România trebuie să respecte legile țării. Nu e de datoria federației să facă controle în condiția în care un club cu un departament de resurse umane foarte profesionist, bine pus la punct, semnează un contract cu un antrenor străin. Probabil că înainte de a face contractul, în afară de a-i verifica licența europeană pe care a dobândit-o oriunde în Europa, probabil că îi obține dreptul de muncă din partea statului român, echivalând, recunoscând ce calificări are. Eu nu pot să cred că un club de Liga 1 poate să nu facă lucrul ăsta. Și nu e de datoria noastră să facem lucrul ăsta. Noi la Federație urmărim ca licențele europene să fie valide. Dacă nu sunt valide, nu poate semna un contract, din punctul nostru de vedere. Iar partea cealaltă, sunt absolut convins că cluburile fac demersul ăsta. Dau un exemplu. Vrei să pleci în Franța și ești medic, ești chirurg. Ți-ai găsit un loc de muncă acolo. Ai studiat după procesul Bologna, cel cu 3 ani primă fază, pe urmă masterul, pe urmă tot ce presupune sistemul ăsta, care este implementat de ceva vreme în Europa, trebuie să te duci cu documentele în Franța să arăți cine ești. Documentele de calificare. Ori oamenii ți le privesc, ți le echivalează, tu ești după procesul Bologna, da, poți să lucrezi în Franța. Dacă în schimb lucrai, scuză-mă un pic, dacă în schimb lucrai, învățai pe sistemul vechi, cel de dinainte de Bologna, cum am făcut și eu, de exemplu, eu am făcut 4 ani de școală, nu 3 cum se face acum, făceai sistemul vechi, trebuia să dai diferențe. Da. Franța putea să spună, poți să lucrezi la mine doar dacă mai îmi asiguri încă 40 de ore de anatomie, fiziologie, biochimie. Așa salutăm pe Sorin Cârțu, care este acum în legătură cu noi. Bună seara, domnule Cârțu! Bună seara! Alături de noi în studio este fostul dumneavoastră adversar de prin anii 80 în divizia Lucian Burchel, cel care a jucat la Sportul Studențesc. Bună seara, Nea Sorin! Acum este... Domn profesor! Acum e domn profesor, da! Da, salut! Mi-a fost adversar ca jucător, cred că era pe la Sportul. Foarte la asta mă gândeam și eu, da. Foarte puțin, nu prea. Nu am jucat contra lui. Am jucat noi nou pe Daum. Nu v-am prins. Eu eram puști. Da, adversar mi-a fost. Mi-a dat și bară când la motă. Când am bătut cu 3-0 de am ieșit campion, ai dat cu balonul în bară. Atunci când ați ieșit campion. Vezi la ce detaliu mi-am adus aminte. Da, eram la Sibiu. Enciclopedie, domnule Cârțu. Poftim? Sunteți o enciclopedie. Băi, da. Da. Ce faceți? Cum vă merge misiunea? Bine? Merge bine, mai ales că și dumneavoastră ați intrat acum și vreau să vă întrebăm dacă aveți așa un tonus mai bun după victoria obținută de Craiova cu Petrolul. Este, da, dar a făcut un meci bun. Seara a fost un meci bun, cu excepția ultimului minut din prima repriză, că l-au tratat așa după ureche și, eu știu, începutul reprizei a doua. Apropo, Lucian, voi ce pletați mai mult așa când
faza de fazele fixe. Pe ce insistați? Pe apărare în zonă sau mixtă? Sau om la om? Nea Sorin, ca și școală nu putem recomanda, ci putem să trecem prin toate. Antrenorii trebuie să-și aleagă ei singuri. Trebuie să-și aleagă mixt, trebuie să-și aleagă în zonă, în funcție de ce au acolo. Același lucru plătești și eu, știi? Adică nu sunt împotriva celor care joacă în zonă, da, sau cei care aplică în zona sau care aplică om la om. Da. Dar cred că trebuie să te adeptezi la ce ai. Uite, cum e cazul nostru, la o apărare așa medie, zic eu, față de... Nu avem echipa noastră, nu are o înălțime. Nu poți să spui că le patează așa prin înălțime. Sunt așa ceva mediu. Eu zic că mixta ar fi cea mai bună pentru ei. Și atunci dacă ar fi, eu știu, față de adversari înalți din partea înaltă, să diverse un om la om, să ducem la Huja, la Iroviso, la ce aveau ăștia, sau PAP, participau la faze fixe. Iar ceilalți să se fie apărată. Da, cam subțire apărarea Craiovei la acel gol al lui Huja. Asta spun. Deci în momentul în care nu se pretează pentru zonalul, fiindcă știi cum e, tu stai într-o anumită zonă, adversarul care e înalt, nu o să vină să se automarcheze, vine cu el. Exact. În momentul în care cineva îți vine cu el și tu ești pe loc, sar de pe loc, practic, zonalul sar de pe loc, nu? Și mai vine și ăla cu el și mai înalt, e clar că pierzi duelurile. Și dar și formul așa ușor. Domnule Crâțu, nu știu dacă ați văzut, dar astăzi deja Gigi Becali i-a făcut echipa și Craiovei. Nu mai ajunge doar să facă echipa celor de la FCSB. V-a făcut și noastră echipa, Mitriță, da. Ivan trebuie neapărat în primul 11, Baiaram, Marcovici, Screciu să joace la mijloc împreună cu Crâțu. Deci aveți echipă care zice el cu feroviarii, asta este formularea domniei sale. Da. Cu feroviarii, Craiova nu are cum să piardă în această formulă. Acum să spun ceva. Rapidul nu a fost așa... Când a venit la Craiova, să zici că s-a bucurat de nu știu ce rezultat. Poate anul trecut când a bătut, a dat Ionită golul. În rest, nu prea au avut aici reușite. Dar au pierdut și titlul acolo la Craiova. Bravo. Deci una peste alta, zic eu că suntem într-o stare... La momentul ăsta nu trebuie să fim relaxați, dar mai detașați așa față de ce au etapele trecute și a trebuit să aibă o stare de spirit pe care să o exploateze la partida asta și chiar dacă atâțare este rapidul și este într-o formă bună sau așa pe o ascensiune. Cert e că ce este rău așa pentru noi e că de câte ori am jucat cu echipele lui, mai ales de când a plecat cu echipele lui Bergodi, n-a pierdut cu noi, știi? Aici e mai mult frică și de orgoliu cu care vine Bergodi și se transmite echipei, știi, la meciuri de tipul ăsta. Zic că ar trebui să avem, încă o dată, repede, să avem o stare de spirit bună și să abordăm cele două partide care au mai rămas, adică și Rapidul și partida cu FCU, să câștigăm meciurile și să mai acumulăm 6 puncte. Apropo de prezența domnului Burchel, că vorbim despre carnete de antrenor și așa mai departe, dumneavoastră mi-a spus acum ceva ani într-o emisiune că vă rupeți carnetul de antrenor dacă Florinel Coman va ajunge un fotbalist mare. La vremea respectivă, da. La vremea respectivă, cum se... Ai văzut că acum vorbesc frumos de el, pentru că are o altă altitudine. Adică este diferit. Probabil că am și specificat așa. Dacă se menține la nivelul respectiv. Păi și atunci se vorbeau de milioane pe el și ăsta. Și nu arăta, nu... Dar la ceea ce am văzut în ultimul timp și bine, la partida asta cu voluntariu, așa, adică și-a asumat un rol de lider al echipei, practic a întors rezultatul așa cu atitudinea lui și i-a mobilizat și pe jucător. Bravo lui! Dar
are o schimbare la 180 de grade față de ce arăta în perioada respectivă. Se vorbeau de nu știu ce sume sau nu știu ce calități pe care nu și le scotea în evidență. Era superficial total, dar acum, deși și acum vrei să spun ceva, l-aș vrea mai mult la vârsta care o are să aibă amândouă picioarele, să nu știi dacă dă cu stângul sau cu dreptul. Tot mai sunt momente în care... Da, Darius Solaru are pe asta, că nu știi dacă e dreptat sau Solaru, stângul. Solaru, da. M-a atenționat, probabil știind că îmi place mult de el și că l-am atenționat, l-am menționat tot timpul că este fotbalistul așa pe care orice antrenor, nu știu, eu cel puțin ca primul l-aș dori într-o echipă, pentru că are agresivitate, e bun și pe atac și pe apărare și îți marchează golul, se comportă bine și pe faza defensivă, te ajută. E un jucător de echipă fantastic. Fantastic. Da. Pe de altă parte și Gigi Becali este plin de complimente la adresa lui Mitriță, despre care spune că este Messi, da, al fotbalului nostru. Ei, de cald acum cu ăsta, cu meciul ăsta, cu Rapiciu, în evident, îi atinge orgoliu așa ca să demonstreze la partida cu Rapid. Ea, să știi că și la partida de ieri a avut așa, a fost determinat, decisiv așa, prin ceea ce a scos în teren. A ieșit la momentul oportun așa în față și cu pasa pentru Marković, iar acțiunea de la golul 3 e incredibil așa cum a rupt ritmul acolo, schimbare de viteză fantastică și în care, fără să piardă controlul baronului, i-a dat o pasă lui Bayram, i-a dat pasă cu gol cu tot. Da. A dat la gol și chiar dacă i s-a pus cărcelul și cu cărcel la picior a dat gol. E mai mult decât un asist. Un asist și jumătate de gol, da. Asist cu gol cu tot. Ce asist cu gol cu tot. Da. Foarte, foarte interesant așa, foarte reușit. În orice caz, deci, ăștia, ei doi și el și Marković, eu l-aș menționa și pe Marković ca așa primul, să spunem, din ce a arătat echipa aseară. În sfârșit, echipa a jucat cu un atacant. Craiova a jucat aseară cu un atacant și Marković a făcut ceea ce trebuie să facă un atacant într-un meci. A demarcări, a făcut culoare, a fost și altruist. Mă gândesc, iar acțiunea de la golul 2 chiar... aș vrea recidive cât mai multe din partea lui pe asemenea, pe meciuri cu asemenea atitudine, cu asemenea evoluție și atunci sigur că ar fi ușor și pentru noi să ne obiectivele care și le pune echipa. Bine de tot, plus Bayram, adică e bine că în special tinerii ăștia ai noștri să își revin ușor la speranțele care le avem pentru ei, știi, de atât de ani de zile, știu, și la Bayram și la Marković. Domnule Cârțu, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Bine, mulțumesc și eu, la revedere, domnule. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Andrei, avem o echipă FCSB care pare totuși cam dependentă de Coman. L-a lăudat și domnul Cârțu mai devreme. Spunea Nicolae Dică după meci că se aștepta ca toate mingile să ducă pe Dică, le-a cerut jucătorilor să-i să dubleze acolo. Să-i blocheze piciorul drept. Da, să-i blocheze. Știi, apropo de asta, bine, ca să păstăm totuși proporțiile, era într-un timp când se spunea despre Messi, Mourinho zicea, glumea înainte de un meci Real Barça, după ce trecuse încrâncinarea aia, că știi că într-o perioadă era un război acolo, da. După aia a trecut încrâncinarea și zici, întrebau, o să reușiți să-l opriți pe Messi? Și a zis, toată lumea știe ce face Messi, că își dă ușor în, știi, își dă ușor în stânga. N-a zis să-l blocheze pe stângă, știi, și toată lumea râdea. Știi? Adică, sunt momente când e pe ușor pe să vremuri, spui. Vă aduceți, apropo de ce spune Andrei cu Messi? Gică Hagi, dar eu mă gândeam la Ilie Dântescu, pentru că el chiar o avea pe aia mereu și o făcea din, cum ataca el în stânga și o făcea pe dreptul și toată lumea o știa și totul ieșea mereu. Pentru că e diferența aia de, că nu știi când o face și fotbaliștii ăștia de geniu au scânteia aia, știi, ruperea aia de ritm, unde îl pierzi, adică nu mai apuci, cât ar fi antrenorul de bun și ți-ar spune și așa, și e suficient că și jucătorii în general poate o fac de 100 de ori într-un meci.
Le iese odată, dar e suficient să le iasă odată și să o pună în plasa laterală, cum a pus-o și Florinel. FCSB e dependentă de niște jucători. Olaru, Coman, sunt convins că fără cei doi sau fără unul dintre ei, că i-a fost foarte greu și pentru că n-a fost Olaru, lucrurile se complică. Dar acum asta se întâmplă cu toate echipele care au super fotbaliști pentru nivelul la care activează. Adică imaginează-ți City fără De Bruyne. Da. Cu toată constelația s-a simțit, adică în momentul când a intrat, City a devenit din nou echipa aia dominantă care stăpânește jocul, nu? Barcelona, iată, fără Messi, a devenit o echipă de nivel 2 în Europa. De nivelul Europa. Gironei. Nici măcar. Și în Europa nu te mai gândești că prinde sferturile Ligii Campionilor, da? Ești dependent, n-ai cum să nu fii dependent de jucătorii foarte buni. Sezonul ăsta te liniștesc, le prinde. Da. Eu mai aveam o curiozitate la domnul Burchel, apropo de plecarea antrenorilor români în Moldova, dacă nu simte așa că lucrul ăsta e o ofentare a legilor și a... Adică nu e un fel de jignire, să spun așa, adusă școlii românești, că de ce te-ai duce tu, fost mare jucător român în Moldova, și nu în orașul în care locuiești exact, și joci. Adică, știți, era într-un timp, se dusese așa vorba în România, că dacă vrei să-ți iei permisul de conducere, te duci la Pitești. A și fost după aceea un scandal, cum se luau permise la Pitești. Școala de Moldova, cu tot respectul, adică sunt convins că sunt și oameni profesioniști și acolo, pare genul de școală care favorizează sau înleznește luarea unei hârtii, unei patalamale, doar ca să o ai. Uite, domne, o ai. Nu, nu e așa și vă spun și de ce. Atât Moldova, cât și România, cât și Belgia, cât și Franța, toți lucrăm după același conținut. În Convenția UEFA, care este un mare contract așa, unul din capitole este ce trebuie să învețe antrenorul, conținut, ce trebuie să învețe antrenorul pe fiecare nivel de licență. Asta este partea de conținut. Iar partea de livrare, vă spuneam un pic mai devreme, nu poți face cursuri la licență europeană, că ești în Moldova, că ești în România, că ești în Bulgaria, decât dacă faci cursuri de formare a formatorilor cu UEFA. În prima fază le faci cu UEFA, 2 sau 3 cursuri, noi în martie facem ultimul curs, al treilea, după care îl vom face singur pentru că știm cum să facem lucrul ăsta. E, conținutul e același, modul de livrare e aproximativ același, rigorile de curs sunt aceleași. Nu există să poți lipsi mai mult de 10% și să termin licența. Eu sunt convins că Moldova trebuie să respecte lucrurile astea și le respectă. Da. Nu asta e problema. Problema este că în România criteriul de înscriere de la licența UEFA Bensus este calificare și carne de antrenor. În Moldova acest criteriu nu există. Cei care se duc acolo se duc sperând că vor veni înapoi cu licența europeană și, cum s-a întâmplat deseori, să poată semna un contract în baza acelei licențe. Ori licența europeană nu te angajează în România. Ca să poți semna un contract, trebuie să ai calificare și carnetul de antrenor care atestă că ai ocupație de antrenor. Asta e legea din România. Cine se duce în Moldova, în schimb, și face în același timp și un curs de calificare în România, e ok. Eu, prin legislația europeană, trebuie să recunosc procesul din Moldova, pentru că e făcut aproximativ la fel, diferă poate calitatea jucătorilor, poate calitatea, eu știu, subiecților care participă la curs, pentru că trebuie să faci cu antrenorii cursuri, efectiv, să simtă senzațiile dinăuntru de acolo, nu altceva. Dar ei se duc acolo sperând, mă duc și poate scap de aia 2 ani de zile, 3 ani de zile de școală, deși legislația din România... Apropo de acești 2-3 ani de școală care sunt necesari pentru calificare, tot procesul până obții o calificare pro care să-ți permită să antrenezi în primele 2 ligi din România, e foarte anevoios. Nu credeți că durează mult prea mult? Dau niște exemple? Pot să dau niște exemple? Dau eu mai întâi un exemplu da. Și după aceea dați dumneavoastră okay. exemplele. Okay. Deci...
tânăr care la universitatea cel mai bine cotată din România, Universitatea Babeș-Bolyai, face curs de ceva foarte complex și anume informatică și în 3 ani are licența. În timp ce la dumneavoastră... Licența de ce? Licența de termină top. Termină cursul. Da. De 3 ani de zile, da. Se numește program de studii de licență, n-are nicio legătură cu licența europeană și se califică ca informatician sau nu știu care e calificarea lui. Da, mi se antrenorul pare totuși că e niște studii mai complexe, asta vreau să spun. Ok, nu e de discutat aici. Ca să fii antrenor de fotbal, e foarte, foarte complexă meseria. Unu. Lucrez cu mintea copilului. Dumneavoastră ați vorbit chiar de pericolul de a-ți muri jucător la antrenament. Există, ați vorbit și despre lucrul există acesta. Pericolul ăsta. Pentru că dacă faci o greșeală metodică și jucătorul ăla este supus unui efort de care tu nu ești conștient, s-ar putea ca jucătorul ăla pe un fond de slăbiciune, eu știu, pe undeva să aibă vreun anevrism ceva, să scadă jos. Și nu poți trăi cu asta, dacă știi că din cauza ta. Dar revenind la calificarea de antrenor, deci tu treci Tu faci o grupă de juniori sau o grupă de seniori să parcurgă toate intensitățile de efort cu minge sau fără minge la picior. Vrei să faci să joace fotbal împreună și trebuie să-i supui acestui program. Păi trebuie să știi tot despre calități motrice, cum se dezvoltă, atât integrat cât și fără minge. Trebuie să știi lucrul ăsta. În cât timp un fost fotbalist, să spunem, care a terminat activitatea, care n-a luat carnetul de antrenor în timpul activității, pentru că s-a concentrat exclusiv și nu toți, cum să spun, au mintea sau deschiderea, poate nici nu știu dacă vor să fie antrenori, în cât timp poate ajunge să antreneze în Superliga, să aibă toate documentele necesare în momentul de față să antreneze în Superliga. Acum venim la exemple cel mai simplu pe analogii. Da. Nu cred că o să se supere pe mine Gabi Tamaș, că n-are de ce. E pozitiv ce vorbesc. S-a lăsat de fotbal acum... Câteva luni. Este calificat ca antrenor. El poate începe acum un curs special pentru foștii fotbaliști de înaltă performanță, care vin cu acte pentru 7 ani de profesionist la cel mai înalt nivel. Ei are, ca și Bourceanu, ca și Marius Alexe, care deja au un grup și așteaptă să facem cursul ăsta. Nu mai intră la licența UEFA-C, intră direct la B+A. Durează un an cursul, un sezon competițional, muncesc un an de zile, și se duc la pro. Deci Gabi Tamaș face B+A într-un an, muncește un an și ajunge la pro. Alt exemplu. Da, da, asta, Andrei Cristea. Acum mă scuzați. Da. Eu cunosc bine, asta e o situație specială, pentru că acest curs B+A este organizat rare ori. Adică când a fost organizat Andrei, ultima oară? Andrei, plus că aș vrea să-ți aduc aminte că Gabi Tamaș are deja carnetul de antrenor. Bun, dar când a fost organizat ultima oară B+A? Termin imediat și ajungem la toate subiectele. Da. Ăsta este Gabi Tamaș. Da. Există și alți antrenori. Nu ne-a spus și apoi pro cât durează. Pro durează minim un sezon competițional. Nu poți să-l ții un sezon competițional. Trebuie să-l faci mai lung, e cam un an jumate dacă vrei să-l faci bine. Noi o să-l facem 2 ani de zile. Pentru că este nevoie de lucru și este nevoie de informație. Acum, luăm un jucător care nu are statutul lui Gabi Tamaș. N-a jucat cei 7 ani de zile. A jucat totuși fotbal, s-a calificat ca antrenor în timpul carierei de, carierei de fotbalist. A terminat cariera de fotbalist, face licența C, face licența B. Licența C se face în 3 luni, trebuie să muncești 6 luni. Calificat plus licența C, te prezinți la licența B și după încă 6 luni de zile, ai intrat într-o zonă în care cu un an de muncă la 11+1 treci la A. Facem o socoteală simplă, 3 luni licența UEFA-C, 9 luni, 6 luni licența UEFA-B, 1 an și 6 luni și intri la A. Cam asta este calculul. N-ai terminat, ai jucat fotbal, nu te-ai calificat, nu te-a învățat nimeni, n-ai făcut pașii corespunzători și zici, acum vreau să mă fac antrenor. Unde mă duc? Păi fie mă duc la universitate și fac 3 ani de zile, fie mă duc la o post-liceală, există 2 în sistemul nostru, fac 2 ani de zile, dar ies antrenor asistent. Ăsta e nivelul. Dacă țineți minte, erau categoria 5-a, 4-a, 3-a. Da. Ele s-au schimbat din 2011 și arată altcumva nivelurile.
trebuie să faci timpul ăsta, trebuie să te califici. Și într-adevăr, așa durează mai mult. Apropo de, la un moment dat în emisiune ți-am amintit de acel moment mai tensionat care exista cu Mihai Pintili, cu situația pe care o avea el pe bancă la FCSB. Acum el este cursant la dumneavoastră, înțeleg, chiar la cursul pro, la licența pro. Nu, la cursul de antrenori. El se califică ca antrenor acum. Se califică în această calitate de antrenor. Dacă ați interacționat cu el, dacă s-au... Am interacționat, sigur. Că erau niște asperități în relația dumneavoastră cu el, așa, nu știu, în spațiu public au fost niște declarații. Nu, și pe care dumneavoastră le-ați făcut și Mihai Pintili a făcut niște declarații. Ați discutat? Vis-a-vis de Mihai, eu n-am avut nicio declarație cu asperități. El și-a pierdut controlul la un moment dat, dar a regretat, a scris și în presă că îi pare rău. Dar bineînțeles că ne-am întâlnit. Bineînțeles. Așa, aveți acum... Ce să ai cu un fotbalist de nivelul, fost fotbalist de nivelul lui Mihai, care trebuie și e obligat să respecte niște pași. Normal că nu-ți convine, trebuie să o faci. Și în condițiile în care, eu știu, se întâmplă ce s-a întâmplat în iarna trecută, nu mai vreau să revin că e neplăcut, da, sunt niște lucruri pe care ei până se acomodează, până învață că nu are nimeni nimic cu ei, că este legislație și trebuie respectată și se așează, lucrurile se așează după aia. La un moment dat și cu exemplele pe care le-a oferit Andrei, am amintit de Gică Hagi, cu care dumneavoastră ați avut o relație specială de-a lungul vieții, am putea spune, pentru că v-ați cunoscut încă de la Luceafărul, da, acolo unde erau strânși și juniori buni din toată țara, un centru de excelență pe vremea, în perioada comunistă. Apoi ați fost colegi la Sportul Studențesc, apoi 10 ani la Academia Hagi. Și din ce mi-ați spus, chiar ați fost colegi de cameră la Sportul Studențesc. Da, stau la un moment dat în cameră amândoi, adică în cameră. Aveam un apartament la clubul Sportul, unde stăteam chiar în incinta UNEFS-ului. Aveam acolo o clădire numai a noastră. Cum a fost acea perioadă cu Gică Hagi, coleg de apartament, să zicem? A fost foarte plăcut. A fost tineri. A fost foarte plăcut. Simțeați că el e ceva special? Ce avea să se demonstreze ulterior? Se vedea cu ochiul liber. Nu trebuia să simți nimica. Se vedea cu ochiul liber. Omul făcea diferența la toate lucrurile. Stângaci amândoi, înțeleg, că și dumneavoastră da, și... Da, numai că el a avut ceva în plus. Și în plus a fost... A știu foarte bine ce vrea. Dar credeți că Gică Hagi a fost descoperit astăzi de antrenorii români? Că spuneați că 80%, nici nu știm să... Eu asta am reținut și m-a șocat un pic. Mi-a spus că nici nu știm să-i descoperim, nici nu știm să-i dezvoltăm. Adică dacă mă întrebați pe mine, noi nu știm nici să găsim cei care ar putea să facă fotbal, dar și dacă îi găsim, nu știm ce să facem cu ei. Practic nu știm aproape deloc fotbal. Adică sau știm 20%, 30%, habar n-am. Deci vorbim despre elite acum, da? Despre jucătorii talentați pe care trebuie să-i identificăm și să-i dezvoltăm. E, foarte multă lume, până acum ceva vreme, vorbea despre un jucător talentat doar când îl vezi cu mingea la picior. Asta vede toată lumea. Nu ăsta este identificarea talentului după ce învățăm acum din toate documentațiile pe care le primim și toate cursurile pe care le facem, mai ales cele de scouting. Arsene Wenger a declarat-o și asta o predăm la licențele pe care le facem, că pentru el determinant este ce face un jucător cu 10 secunde înainte de a primi mingea. Și eu am reținut o altă afirmație de a lui, este esențială pentru mine de perioada de 10 minute. Primele 10 minute, dacă nu reușește să mă impresioneze, se ridica și pleca, sigur că se spune despre... despre cluburi mari că urmăresc timp de un an sau mai știu cât un jucător. Dar el zice, chimia care s-ar putea crea în primele 10 minute este esențială. Da. Deci afirmația lui este o afirmație care ne spune că el, pentru scouting, folosea nu altceva. Există oameni foarte bine pregătiți, unul a lucrat chiar cu Haaland, rețin exact numele, în care spune că jocul fără minge este esențial. Când ești în faza de atac, trebuie să te uiți la minge doar când este atinsă sau când mingea este între două atingeri. În rest, trebuie să scanezi terenul, să cauți spațiu și să te miști ca să poți folosi o eventuală pasă în cel mai bun mod posibil. Uitați-vă la Frank Lampard. E pe piață imaginea aia cu el când ia foarte multe informații în timpul jocului, cu poziționări corecte, un jucător care a trăit din așa ceva. Da. Știa foarte bine. Mutu a spus că a învățat să scaneze terenul la Fiorentina.
Ori noi asta trebuie să învățăm pe jucătorii noștri. Da. Dar și Gică Hagi repete lucrul acesta chiar și cu ocazia ultimului meci. A spus că este esențial ce faci când nu ai mingea la picior. Exact. Și exact. Care e partea covârșitoare. 88 de minute. Da. Sunt 88 de minute când te miști ofensiv și defensiv. Da. Am reținut această afirmație a dumneavoastră că Gică Hagi a știut ce vrea și dumneavoastră l-ați cunoscut încă de când era un adolescent. A pățit și el, a comis și el astfel de lucruri, precum ce i s-a întâmplat lui Borza acum, care s-a dus în club după o înfrângere. Sigur, cu toții am fost tineri. Vă rog să-mi permite să nu vorbesc de altcineva. Pot vorbi de mine. De mine, da, toți am pățit așa ceva. Bine, nu erau atât de multe camere care să filmeze. Dar nu erau atâtea camere, cum spune colegul meu. Odată nu erau camere care să te filmeze, dar nu erau nici locuri foarte multe în care să te poți duce noaptea. Da, sincer să fiu, mai ales la Liga 1, mai ales că era un singur ziar, Sportul, da. Pentru noi, într-adevăr, a fost o viață plăcută, mai ales dacă și munceai și rămâneai în atenția Ligii 1, sau diviziei A, cum era atunci, a fost o viață plăcută. Într-adevăr, l-am auzit de curând pe Daniel, pe Pancu. Am fost răsfățați și am rămas răsfățați. Asta trebuie să se schimbe. Asta nu e responsabilizare și nu se face corect de către antrenori. Tu ești bun, exact asta spunea și el, de acord cu ce spune. Prea multe plăți pentru faptul că ești talentat la fotbal și faci un fotbal de calitate. Nu, frate. Asta faci, asta ți-ai propus. Aveam și mașină, aveai și o plată în plus, aveai și recunoaștere socială, intrai la orice restaurant și ți se făcea loc. La biblioteci mergeai mai rar, că nu era nevoie, pentru că ți se mai spunea, mergi la școală, da. Dacă vrei, te ajut la examenul ăsta. Mi s-a întâmplat și după ce m-a lăsat de fotbal, am regretat lucrul ăsta. Dar asta trebuie să se schimbe. Andrei, am ajuns la final, dacă vrei să-i mai adresezi o întrebare domnului Burcă. Da. Când credeți că o să fie fotbalul românesc cu o treaptă mai sus? Și aici mă refer jucători mai bine pregătiți, antrenori mai bine instruiți și, nu știu, poate cu un antrenor român, măcar un antrenor român, da, în fotbalul european. Și vă dau un exemplu, că tot spuneați de oameni care au făcut școala când erau încă activi și mă uit la Roberto De Zerbi, da? A jucat la CFR Cluj. E un antrenor care acum la Manchester City, la Liverpool, Barcelona, adică sunt 3-4 variante, a fost și la Real Madrid și este un, adică, pentru mine este un exemplu pentru toți antrenorii români. Uh-huh. Un om care a fost aici la noi, a plecat dintre ei, din vestiarele de la CFR Cluj, care nu erau pe vremuri chiar cele mai spectaculoase, da? Și uite, acum a ajuns aici. Când o să... Era foarte interesant să vă fi spus și ce planuri mai are federația și inclusiv noi, pentru că ne mai întâlnim, așa că o paranteză. Sunteți un invitat prea complex pentru o oră și ceva de emisie. Vă spun doar atât. Suntem în măsura în care acum putem propune un concept de joc al echipelor naționale. Prima dată de când există Federația Română de Fotbal, sub conducerea lui Răzvan Burleanu, împreună cu Mihai Stoichiță, am ajuns la concluzia că trebuie să împrumutăm exemple celor care au reușit. Și vom defini ce vor echipele naționale să joace. Vom propune cluburilor lucrul ăsta și îi vom convinge să lucrăm împreună. În momentul în care cluburile și toți antrenorii vor învăța cum poți să ajungi să antrenezi ceea ce vrei să joci, ceea ce nu e foarte greu, atunci vom crește exponențial nivelul calității competițiilor de juniori și de seniori. Cam asta e. Eu zic că e termen mediu și lung, nu pot să spun cât timp, pentru că acum ne organizăm. E o strategie sigură, logică și care sperăm să aibă succes. Andrei, mă întreb când o să-i se transmită dinspre Federația lui Gigi Becali. Îți recomandăm să joci așa, că noi avem așa o viziune generală a fotbalului nostru. O să-i convină. Da, foarte mult o să-i convină, că e pe ofensiv. Și dacă face bani, știi că pe sistem. Câți bani mi-aduce tactica ta, Burleanule? Ok.
Domnule Burkel, Andrei, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ProSport Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune și vă așteptăm din nou luni cu o nouă ediție din ProSport Live pentru a discuta despre ce se întâmplă pe parcursul weekendului. Iar mâine dimineață de la ora 10 pe site-ul ProSport, pe YouTube ProSport, pe TikTok, vă așteptăm cu o nouă ediție din Badabanu, în care eu împreună cu Radu Buzeanu ne ciondănim pe subiectele aprinse ale momentului. Să aveți o seară frumoasă continuare!